Cât de aproape sau cât de departe este Haruș de această trecere la FCSB? Destul de departe. De ce? Destul de departe. Din motive financiare. Financiare. Conjuncturale, financiare. Până la urmă, Haruș pleacă de la Botoșani, am spus-o de altfel cu tot respectul față de FCSB și domnul Becale, doar dacă am o ofertă care să fie de nerefuzat. El nu... Eu nu am nevoie să-l dau acum. Dacă mă gândesc la principii financiare, copilul nu este nebunit să plece. El este o perioadă de creștere extraordinară. Sunt niște oportunități anul ăsta pentru el de a juca în echipa noastră, de a juca în echipa națională de tineret, dacă va fi selecționat la cele două turnee. Adică are o marjă de creștere și cu siguranță la jocul echipei și la ce face croitorul și cum vrem noi să jucăm, el este un element decisiv aici. Spuneți-mi, dar... care este diferența, sau dacă e o diferență foarte mare între ce oferă FCSB și ce solicitați sau ce doriți dumneavoastră în schimbul lui Haruș? Este o diferență, dar n-aș vrea să o comentez, pentru că este o chestiune de ambiție. Să nu creadă cineva că, adică mai ales domnul Becale, eu vreau o sumă așa, că mie, cum vreau eu numai decât. Nu, pur și simplu am spus, domnule, dacă nu obțin aproape 1 milion pe copilul ăsta, nu-l dau. 1 milion pare o sumă exagerată astăzi și doar această ofertă m-ar putea motiva. Să știți că nu pare o sumă exagerată, pentru că nu am plinit nici măcar 22 de ani. E un jucător care poate să joace pe vreo 4 posturi la vârsta exact. Lui și a făcut-o bine de fiecare dată când a fost folosit. Fundaș dreapta, fundaș central, mai rar, dar și acolo, fundaș stânga, mijlocaș central, joacă la tineret și vă spun eu că va juca și la turneele finale, să dea Dumnezeu la ambele fazele turneului final de Euro. Mulțumesc mult, să știți că vă pot lua în echipa mea pentru marketing. Nu mulțumesc. Eu îl știu pe băiatul acesta, l-am comentat de când juca la Poli Timișoara și de atunci se vedea că va ajunge fotbalist, dacă nu-și va nu să-și bată cineva joc de el, cum s-a întâmplat la Timișoara și a fost foarte inspirat că l-ați luat la Botoșani. Apropo de venirea lui la Botoșani de la Timișoara, ați plătit ceva pe el sau l-ați luat pur și simplu liber? Vă mai aduceți aminte? L-am luat liber l-am de acolo. El a stat un an de zile și alerga în jurul stadionului cu un sandwich luat de acasă într-o condiție destul de, să spunem, bătaie de joc, ce spuneam eu puțin mai devreme. Pentru un fotbalist. Eu atunci am vorbit cu el, Marius Coetor este, dacă vreți, nașul lui de la FC Botoșani. El mi l-a prezentat, el mi-a spus de copil, eu am văzut la Timișoara și am văzut copilul, mi-mi place foarte mult caracterul lui. Dar să știți că noi vrem să joace fundaș central, insistăm pe subiectul ăsta, copilul a crescut la 1,90 m, adică este deja un copil care poate juca fundaș central la o inteligență de joc pe care o are și cu vorba domnului Adineaure, joacă fundaș stânga, dreapta, poate juca mijlocaș la închidere. El este un tip care joacă din inteligență, are o poziție fizică extraordinară și pentru asta el va face bani. Sunt absolut convins de asta. Și nu, repet, banii mă fac, pur și simplu am nevoie de Haruș la FC Botoșani acum, cum am nevoie și de Andrei Chinde, dar lui am spus că îi dau drumul ca atare, mai aduc un fundaș central acum care este Melechel, cheamă, el este capitanul echipei Côte d'Ivoire la Under-21 și va veni la mine, deja este jucătorul meu și prinde zilele astea, voi avea o luptă nebună acolo pe postul de fundaș central. Deci, practic, spuneți că strategia Botoșaniului este să-l folosească în perioada următoare pe Haruș, fundaș central. Mi se pare interesant. Nu mai fundaș central, da. E clar, el e fundaș central și la cum joacă fundaș central sau mijlocaș la închidere este... Sunt două posturi pe care trebuie să le învețe bine și vă garantez că în vară va fi cel mai bun pe aceste două posturi. Adică poate juca pe amândouă. În momentul în care ați avut discuțiile cu FCSB, ați întrebat pentru ce post îl vor pe Haruș, ca idee. Fundaș central. Cred. Și fundaș central. Am înțeles. Nu vă gândiți totuși că această, să spunem, poziție, nu neapărat de forță, faptul că nu dați curs unei oferte care oricum este bună pentru nivelul ligii întâi, s-ar putea să producă pentru Haruș ce a produs și pentru Kindrich, pentru că la un moment dat și acolo au fost aceleași negocieri. Da, așa este. Și iată că în momentul de față Kindrich n-a avut progresul pe care s-ar fi așteptat toată lumea să-l aibă. Mai degrabă un regres sau măcar a bătut pasul pe loc. Poate. Dar Haruș e mai bun decât Kindrich. Aici o discuție. Da, aveți dreptate, să știți că am avut în vedere, sau am în vedere și acum subiectul ăsta, că el nu e închis, el e fierbinte. Eu am vorbit cu Denis de câteva ori, sigur și cu Andrei am vorbit la vremea respectivă,
S-a întâmplat ca în iarnă să fie și COVID-ul și toate lucrurile au un pic bulversate, fără să mai controleze, fără să fie la club în fiecare zi, fără să-ți vezi o dată la două, trei zile, fără să joace în fiecare zi. Și atunci Andrei a avut o perioadă în care n-a jucat grozav de bine. Am vorbit cu Denis și acum o oră, că sunt la Timișoara, și am vorbit cu el. Eu cred că înțelege, până la urmă, asta e starea unui jucător la ofertele care le au ei. Dacă tu se reziste să-și facă, să-și vadă treaba lor, adică să trateze prima dată fotbalul și după aia un interes financiar, nu știu care, de prestanță, atunci vor ajunge jucători mari. El înțelege, sper să treacă treaba asta. Eu acum sunt convins că a înțeles sau că înțelege. Vom vedea în timp dacă chestiunea asta e chiar adevărată. Da, îmi spuneați că el v-a transmis că nu este neapărat încântat să dea curs acestei oferte. V-a spus și de ce? Nu, n-am dezvoltat asta. Pur și simplu l-am întrebat dacă e supărat și dacă îl afectează. Și a spus nu, cred de ce spuneți dumneavoastră și antrenorul. Eu vreau să joc fotbal. Știu că am să-mi clarific un pic poziția și felul meu în echipă, importanța mea în echipă. Sunt convins că vor fi oferte. Nu mă gândesc la bani acum, nici nu mă trebuie salariul, nu știu dacă îmi dă bani mult sau mai puțin acolo, dar noi vreau să mă credeți că pot să juca la Botoșani încă 2 ani de zile și nu mă afectează cu nimic. Bravo, Denis, dacă așa am spui tu, ia ca un om care iubește Botoșani cu desăvârșire. Am înțeles. Spuneți-mi despre Moruțan, pentru că cred că sunteți direct interesat de toate discuțiile care sunt în jurul lui, pentru că Botoșani mai are în continuare, nu? 10% dintr-o eventuală vânzare de la FCSB. Așa este. Eu am spus de la început, în prima mea intervenție, că nu eram de acord ca Moruțan să plece în golf. Am aflat după aceea că poate fi o pistă, o rampă pentru o echipă de lei de mijloc clasament în Spania. Și atunci mi-a mai domolit discursul. Eu nu cred că era ofertă o variantă bună, sau nicio variantă bună, ca Moruțan să plece în golf, chiar dacă sunt foarte mulți bani acum. Deci, la un moment dat, dau milionul meu înapoi, numai el se rămână jucător undeva în Europa, pentru că e un talent pe care nu trebuie să-l pierdem așa ușor. El trebuie supus la cele mai grele cazne să demonstreze că este cel mai bun pasător din România, că este unul din cei mai buni numărățești din România și este un talent pe care fotbalul românesc nu l-a avut de mult. Nu l-a avut în ultimul timp. Și el trebuie crescut în spiritul ăsta. Să demonstreze în cupe europene, să demonstreze în echipa națională, să demonstreze mai bine la FCSB, după aia în cupe, și cu siguranță poate rezista afară. Dacă nu, se poate stinge ca foarte mulți alți fotbaliști români care au făcut ceva în România și afară au fost mult mai palizi. Acum regretați că ați cedat practic jumătate din procentele pe care le aveați pentru 400.000 sau cât a fost suma atunci? Da. Când vorbim rugăția asta financiară, știți că îți duci întors. Atunci aveam nevoie de bani, mi s-a părut că e mult. Acum mi se pare puțin. Una peste alta nu mai contează. Eu cred că... Bine, mă interesează câți bani au pe procente lui Moruțan, dar e foarte, foarte important să avem un fotbalist care s-a lansat din Botoșani, pentru că, din fericire pentru noi, și mulțumesc celor din presă care continuă să spun copilul lansat la Botoșani, care înseamnă mult pentru noi ca oraș mic, ca echipă mică, când arăți că ai, într-adevăr, niște lucruri le-ai făcut și care sunt cumva solide pe termen lung, cum e și în Gazeu, de exemplu, sau, nu știu, o să mai văd și alți fotbaliști care vin date de la noi. Așa că contează formidabil de mult pentru noi această ancoră sau această legătură de fotbal adevărat. Am înțeles. O ultimă chestiune, domnul Iftime, că mi-am auzit acum aminte. Înțeleg că Marius Croitoru s-a aflat vreo două zile în negocieri cu voluntari. De unde ar fi primit o ofertă undeva la vreo 7.000 de euro pe lună și el ar fi fost tentat să meargă. Ce discuție ați... Nici o secundă. N-a dorit să plece? Nu pleacă nicio secundă la prețul ăsta. Nu contează echipa. La prețul ăsta nu pleacă, pentru că câștigă mai mult la mine. Dar Marius Croitoru merge mai mulți bani la multe echipe din România. Dar nu cred că pleacă de la mine cel puțin de ani de zile. Eu nu l-aș sfătui să plece. Sigur că rezultate țin un antrenor. El are niște condiții la Botoșani care țin cumva de filozofia lui, de starea lui. Cred că poate el face mai mult. Deocamdată nu e un antrenor care a realizat mare lucru. Dar la vară are 2 ani de Botoșani. Cum e cu 2 ani? Păi nu, măcar 2 ani la vară. La vară vedem. Dar deocamdată până la vară mai sunt 6 luni. Povestea este felul următor. Marius știe foarte bine, uneori, ca orice antrenor tânăr, și pe mine poate la vremea respectivă sau pe oricare din noi, în toate situațiile se poate lua valul. El trebuie să facă mult mai mult. Dacă vezi și un antrenor mare, trebuie să demonstrezi o consecvență, o continuitate. Deocamdată poate fi o explozie, un prim foc.
trebuie să fie și eu îi dau la Botoșan șansa asta, pentru că am nevoie de el, pentru că cred foarte mult în filozofia lui. Am un parteneriat interesant cu el, cum am încercat cu toți antrenorii care au fost la mine. În el simt mai multă rezonanță și el mi-a spus de voluntari a doua zi. Să nu luați, mi-a spus, domnule Balerg, nu luați în seamă ce se aude. Nu am vorbit, mi s-au spus, bineînțeles, nici nu poate fi vorba să plec, punct. A, deci, deci n-a fost interesat să plece, doar v-a informat că a fost ofertat. Bineînțeles, mi-a spus, dacă aud ceva, să nu bagă în seamă că nu e adevărat. El n-a spus niciodată că pleacă, nu vrea să plece, i s-a spus ceva pe o anumită pistă, habar n-am cum și cine. Am mai avut o discuție în Turcia, în aceeași perioadă, acum în câteva luni în urmă, știți? Și nu pleacă, eu cred că nu pleacă și încă o dată, până la urmă știți cum e, fiecare e liber să facă, eu nu țin pe nimeni aici, decât dacă are un interes pasional cumva. Adică nu țin unul care este un mercenar și care mănâncă bani pentru a face nu știu ce e scop. E unul care are credințe, care are pasiune pentru fotbal, de fotbal din Botoșani, pentru oamenii aici, asta se simte. Și eu cred că Marius are asta. Dacă nu o are, să spun, la revedere, găsim altul care are pasiune.